Bună ziua, doamna Liliana Palihovici. Vă cunoaștem aici la Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei ca conducătorul delegației parlamentare a Republicii Moldova. Vrem să ne spuneți, iată de cum sesiunea de vară a demarat luni, astăzi este miercuri, care au fost temele principale, care au fost dezbătute până acum, care a fost poziția delegației Republicii Moldova, care întrebări rămân a fi dezbătute până la finele acestei sesiuni de vară. Așa este, în cadrul acestei sesiuni de vară a adunării parlamentare Consiliului Europei, la fel avem o agendă destul de plină, deoarece și evenimentele în contextul regional în Europa de Est sunt foarte multe. Dacă analizăm și evenimentele internaționale, sunt foarte multe și au apărut subiecte importante, stringente, care adunarea parlamentară le abordează. În primele trei zile de ședințe au fost mai multe evenimente importante. A avut loc votul pentru viitorul secretar general. Ieri seară s-a anunțat și rezultatul. A mai obținut un mandat domnul Youngland pentru următorii 5 ani. A avut o victorie covârșitoare, 157 de deputați au votat pentru el. Cred că ați fost una din primele persoane care l-ați felicitat. Am citit chiar pe Facebook. Pe contul de Facebook, sigur că am pus un mesaj de felicitare și pe contul meu de Facebook și i-am adresat și un mesaj de felicitare scris direct domnului secretar general și am transmis și speranța că vom avea o bună cooperare în continuare pentru promovarea Republicii Moldova și pentru susținerea Republicii Moldova în consolidarea statului de drept și a democrației în țara noastră. Noi avem un dialog continuu cu Consiliul Europei și acest dialog este important pentru noi, fiindcă am lansat un șir de reforme în care Consiliul Europei este unul din principalii experți și susținători ai noștri. Dacă vorbim despre tot ce înseamnă modificația legislației în contextul reformei justiției, practic toate proiectele au și o expertizare de la Consiliul Europei. Dacă urmăriți și experiența pe care o avem în Parlament, când avem proiecte importante ce țin de modificarea codului electoral sau codului penal sau altor legi cadru în Republica Moldova, ne străduim să avem și expertiza Comisiei de la Veneția. Deci, noi avem ani buni de cooperare cu Consiliul Europei și ne dorim ca această cooperare să fie din ce în ce mai bună, fiindcă este, în primul rând, un beneficiu Republicii Moldova și cetățenilor noștri. La fel, în aceste zile au fost și mai multe discursuri a oficialilor din diferite țări. Am avut și raportul ministrului de externe a Azerbaijanului, care este președintele Comitetului de Miniștri. Tot a fost și prezent președintele Azerbaijanului aici la adunarea parlamentară cu un discurs și a răspuns la întrebările deputaților, întrebări destul de importante despre democrația în Azerbaijan, libertatea de exprimare, libertatea mass media, despre acel mult dezbătut subiect cu prizonierii politici și astfel de întrebări au fost. Ieri au fost dezbătute și rapoarte ce țin despre persoanele care au încercat să ajungă pe teritoriul Italiei pe căi ilegale și mulți din ei au decedat în naufragii sau în necat, fiindcă erau diferite mijloace de transportare, în mare majoritatea lor pe bărci neechipate, despre drepturile persoanelor care părăsesc zonele de conflict și încearcă să ajungă în anumite țări pentru a-și asigura securitatea familiilor și copiilor lor. Tot ieri am avut și ocazia să prezint raportul pe care l-am pregătit pentru evaluarea reformei adunării parlamentare a Consiliului Europei. Știți că în 2011 adunarea parlamentară a votat un șir de acțiuni care trebuiau să reformeze această instituție. Obiectivul cheie a fost ca instituția să devină mult mai vizibilă, să aibă
mai bună cooperare cu parlamentele naționale, să fie permanent să discute subiectele de importanță majoră strategică pentru cetățenii europeni. Am lucrat la acest raport, l-am prezentat ieri, a fost o experiență foarte bună pentru mine și am avut susținerea tuturor celor care au participat la dezbaterea acestui raport. Mă bucur că toți vorbitorii au apreciat acest raport cu notă maximă. Credeți că acum, după reformele care au fost petrecute în Republica Moldova, au crescut șansele țării noastre de a fi scoase de sub monitorizarea Consiliului Europei? Eu de fiecare dată mi-am pus speranțele că vom ajunge la această etapă de trecere la postmonitorizare. În principiu, Moldova are multe progrese, dar eu cred că mai sunt puncte din cele care au fost incluse în rezoluția pentru Republica Moldova la ultimul raport, care mai trebuie să muncim la ele, spre exemplu reforma procuraturii. Știți că a fost elaborată o concepție de reformare a procuraturii, acum se află în Comisia Juridică și Imunități pentru raportul final, pentru a fi propusă Parlamentului Republicii Moldova în dezbatere în ședința de plen. Eu cred că acest lucru se va produce până la sfârșitul sesiunii de vară și Parlamentul va vota această concepție, după care urmează executivul să pregătească mai multe proiecte de legi care să pună în aplicare prevederile acestei concepții de reformare a procuraturii. Partea mai dificilă vine la momentul în care trebuie să îndeplinim acele prevederi din concepție ce țin de alegerea procurorului general. Aceasta ar însemna și o modificare a legii supreme a Constituției, iar modificarea Constituției necesită un alt număr de vot decât simpla majoritate. Deci ar trebui să fie o înțelegere a importanței subiectului de către marea majoritate a deputaților în Parlamentul Republicii Moldova și probabil că aceasta va rămâne o provocare, să zicem, sau un subiect primar pentru ordinea de zi a viitorului Parlament. Astăzi, în fruntea Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei, este un reprezentant a grupului politic ALDE, Ann Brasseur. Aș vrea să știu dacă se planifică vreo vizită în Republica Moldova aceste înalte oficialități europene. Desigur că acum președinția este deținută de către un reprezentant al grupului politic ALDE, iar aceasta nu înseamnă că noi nu avem o bună cooperare cu această instituție și cu președinta adunării parlamentare. Chiar vreau să confirm că de fiecare dată când avem ședințele adunării parlamentare, am întrevedere bilaterală cu doamna Brasseur, chiar și lunea aceasta am avut o întrevedere bilaterală cu ea, am discutat despre situația în Republica Moldova. Ea este foarte interesată de mersul lucrurilor în Republica Moldova, despre situația în sudul Republicii Moldova, despre situația în Transnistria, despre planurile de viitor. Am avut o discuție și despre semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova, planurile noastre pentru ratificarea acestui acord. Ea este o persoană care ne declară susținerea deplină a ei ca președinte a adunării parlamentare și am discutat referitor la o vizită într-o perioadă următoare a doamnei Brasseur în Republica Moldova. Am convenit ca vizita să se producă în perioada 9-11 iulie. Deci doamna Brasseur va veni în Moldova. Sperăm să avem posibilitatea să organizăm și o întâlnire a ei cu toate grupurile parlamentare. Ea dorește să se întâlnească cu toate fracțiunile. Totodată, probabil că va fi și un discurs a doamnei Brasseur în Parlamentul Republicii Moldova. Planifică să viziteze și regiunea transnistreană pentru a vedea cu ochii săi care este starea de lucruri în acea regiune. Deci eu sunt convinsă că vizita ei va aduce și mai multe cunoștințe acestei instituții despre Republica Moldova și situația în Republica Moldova și despre problemele cu care Republica Moldova se confruntă. La sesiunea trecută, delegația Rusiei a fost lipsită de vot.
În convorbirea sa telefonică, domnul Narîșchin, care a avut-o cu doamna Ann Brasior, a învinuit-o că duce o politică prea dură privitor la delegația Rusiei, chiar a vrut cumva să o încline ca să-și retragă asamblea acest vot. Iată cum calificați dumneavoastră lipsa acestei delegații atât de numeroase și care a fost impactul de ieri privitor la alegerea secretarului general. S-a simțit lipsa acestor votanți? Eu am auzit și despre această convorbire telefonică. Singurul lucru pe care pot să-l spun acum, că nu a fost decizia președintei adunării parlamentare, ci a fost decizie luată prin vot a tuturor deputaților prezenți în ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei. Deci nu este decizia unei persoane, ci este decizie a adunării parlamentare. Fiecare delegație trebuie să se conformeze deciziilor adunărilor parlamentare. Faptul că ei nu au venit la această sesiune este decizia strict a delegației naționale. Ședința actuală decurge conform agendei, voturile s-au produs, deci fiecare delegație, fiecare țări are dreptul să hotărască vine sau nu vine. Mai mult ca atât, delegația nu este prezentă, dar este și o moțiune în Comisia Procedurii și Imunității Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe acest subiect, care urmează să fie discutat de către Comisie în sesiunea de toamnă, adică în octombrie 2014. Vreau să știu dacă sunteți la curent cu unele discuții care se duc aici la Asamblee, ca această delegație să se reîntoarcă la Asamblee. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei își dorește ca toate delegațiile să participe la lucrările adunării. Deci și prezența delegației Rusiei este așteptată, însă pentru că atunci ca unele din principiile de bază acestei instituții se consideră că au fost încălcate atunci când Rusia a avut acțiunile pe care le-a avut în relațiile sale cu Ucraina și decizia a fost luată pentru a le suspenda dreptul de vot. Deci este o decizie luată de adunarea parlamentară care ține până la ședința din ianuarie 2015. Deci eu nu am auzit discuții aici la adunarea parlamentară despre anularea acelei decizii a adunării parlamentare. S-au pus în discuție dacă este corect această decizie sau nu a fost corect. Discuția a fost dacă este corect din punct de vedere politic sau din punct de vedere atitudinii față de o delegație sau alta, nu le s-au încălcat drepturile delegației, dar nu am auzit nicio discuție aici la Consiliul Europei despre ridicarea acestei sancțiuni pentru delegația rusă. V-am întrebat, fiindcă data trecută, după ce a fost votată această decizie, membrii delegației Rusiei ieșau înfuriați din emiciclu, se exprimau în felul următor, că iată aici la PCE se duce o politică de dublu standarde. Eu nu voi comenta declarațiilor. În primul rând, eu nu le-am auzit și nu vreau să le comentez. Deci, alți jurnaliști, mulți au folosit. Ceea ce au declarat ei este declarația lor. Eu respect decizia votată de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Joi, la ora 12, în emiciclu, va veni aici cu un discurs președintele nou ales al Ucrainei, da. Petro Poroșenko. Așa este și din discuțiile pe care le-am avut cu deputații, membrii adunării parlamentare din alte delegații. Este un eveniment important și deoarece se produce în contextul acestei crize din regiune și acestui conflict. Deci este un eveniment foarte așteptat de către deputații din adunarea parlamentară. Vor fi foarte multe întrebări din partea multor deputați pentru a afla mai multe informații din prima sursă despre situația în Ucraina și despre tendințele pentru
soluționarea acestei probleme. Presa scrie că situația nu se îmbunătățește, chiar mai mult este vorba și de apariția anumitor acțiuni extremiste și în alte regiuni decât cele care până acum au fost implicate în acest conflict, și eu regret această situație creată în Ucraina, fiindcă îmi doresc foarte mult ca în regiunea noastră să fie liniște, să fie pace, ca țările din vecinătatea noastră să cunoască o dezvoltare economică prosperă. Aceasta ar da și mai multă stabilitate Republicii Moldova, aceasta ne-ar asigura și un mediu mai bun de securitate pentru statul nostru. Ca de obicei, sesiunile ale Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei se termină vinerea la ora 12. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi? Vineri este foarte important, nu doar pentru mine, dar pentru întreaga Republica Moldova. Eu sper, pentru marea majoritate a cetățenilor, este ziua când Republica Moldova va semna acordul de asociere. De rând cu Republica Moldova vor semna acest acord și Ucraina și Georgia, și eu consider că acesta este un prim pas în continuarea procesului de integrare europeană, un proces care, din punctul meu de vedere, este piatra de temelie a modernizării statului Republica Moldova. Pentru cei care încă mai stau la dubii dacă acest acord este necesar pentru Republica Moldova sau nu, vreau să zic, din punctul meu de vedere, prevederile acestui acord asigură anume condițiile de dezvoltare în continuare a Republicii Moldova, dezvoltarea statului de drept, lupta cu corupția, consolidarea capacităților statului la capitolul respectarea drepturilor omului, consolidarea capacităților statului de a oferi servicii sociale mai calitative cetățenilor, de a oferi servicii educaționale mai calitative. Aceasta sporește șansele noastre și capacitatea noastră de export a produselor moldovenești și pe alte piețe, anume pe piața, marea piață a consumatorilor, celor 500 de milioane de consumatori din Uniunea Europeană, care este o piață mult mai mare decât piața rusească. Eu îmi doresc să păstrăm și piața rusească, dar să dezvoltăm și perspectivele de export a produselor moldovenești pe piața europeană. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova are doar de câștigat de la punerea în aplicare a prevederilor acordului de asociere. Iar cei care pledează împotriva acestui acord, eu consider că pledează împotriva intereselor Republicii Moldova și împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, acest acord este în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Eu consider că parteneriatul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un parteneriat care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Vreau să vă întreb, Strasburgul, orașul unde și are sediul Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei, se află la o distanță de 400 de kilometri de Bruxelles, locul unde va fi semnat acest acord. Aș vrea să știu dacă cineva din membri delegații parlamentare de aici va fi și la semnarea acordului. Semnarea acordului va fi la 9 dimineața la Bruxelles. Noi aici avem câteva rapoarte la care trebuie să participăm. Eu regret că nu voi putea să fiu la acest important eveniment, dar gândul, sufletul meu este acolo, în susținerea prim-ministrului Republicii Moldova, care va semna acest acord de asociere. Și noi, important este să fim în țară, în Parlament, la momentul când va trebui să votăm ratificarea acestui acord. Este foarte important semnarea lui, dar acest acord intră în vigoare în momentul ratificării de către Parlamentul Republicii Moldova și de către parlamentele tuturor țărilor membre a Uniunii Europene. Parțial el intră în vigoare în momentul ratificării de către noi, dar sunt anumite prevederi care intră în vigoare gradual după ce toate țările membre a Uniunii Europene îl vor ratifica. De aceea
sunt un șir de acțiuni pe care noi le planificăm pentru a discuta, avea dialog și cu reprezentanții parlamentelor țărilor Uniunii Europene pentru ratificare. Chiar în data după ședința de aici, de la PCE, voi avea o întrevedere cu prim vicepreședintele Parlamentului Greciei, unde vom discuta acest subiect despre ratificarea acordului de asociere a Republicii Moldova de către Parlamentul Grec. Sunt și alte întrevedere stabilite. Avem deja o listă de țări care au spus că vor vota ratificarea acestui acord în data după ce el va fi semnat, până la sfârșitul sesiunii de vară a parlamentelor lor. Chiar în momentul în care discutăm la București, se desfășoară ședința Parlamentului României, am înțeles, că unde se va vota semnarea acestui acord. Eu știu că România a declarat că în data ce va fi semnat acest acord, el va fi și ratificat. Se vorbește despre discutarea acestui acord pentru săptămâna viitoare, și ratificarea lui de către România săptămâna viitoare, în perioada 1-5 iulie. Nu cunosc data exactă când va fi votat. Acest acord de asociere cu Uniunea Europeană a Republicii Moldova va fi semnat în prezența a tuturor șefilor de state a Uniunii Europene. Din delegația care pleacă din partea Moldovei, este lipsă președintele țării. Am înțeles că aceasta este dorința dumnealui, să fie în țară, să se bucure alături de cetățenii ei. Întrebarea ar fi următoare. De ce nu prea vedem mass media la Bruxelles? Am văzut că este în lista aceasta înscris numai un atașat de presă. Vreau să vă întreb, vor fi și alte mijloace mass media acreditate? Eu sunt sigur. Nu cunosc acum lista jurnaliștilor care au fost acreditați, dar eu sunt sigur că vor fi mulți reprezentanți ai mass media la acel eveniment. Este un eveniment important pentru noi, este un eveniment important și în cadrul Uniunii Europene și eu sunt sigură că acest eveniment va fi reflectat pe deplin de către mass media națională și cea internațională. Când Parlamentul Republicii Moldova va rezolva și problema acreditării unui jurnalist aici la APCE? Da, această problemă o discutăm de mai mult timp și răspunsul, știți, a fost că la acest moment în bugetul Parlamentului nu avem surse disponibile pentru aceasta și eu vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră de voluntariat pe care o faceți aici la Consiliul Europei și reflectați activitatea noastră ca membri ai delegației naționale la Consiliul Europei și mai mult ca atât reflectați și activitatea adunării parlamentare, transmiteți informații detaliate despre ceea ce se discută aici pentru publicul vorbitor de limba română din regiunea noastră. Știu că sunteți reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova aici la PCE, sunteți chiar vicepreședinte al acestui partid. Zilele acestea, președinte partidului dumneavoastră, domnul Vlad Filat, a ieșit cu o inițiativă de a petrece pe data de 30 noiembrie, ziua legilor parlamentare, un referendum. Iată, am vrea să ne povestiți pe scurt despre care va fi tematica acestui referendum. Da, desigur, eu sunt membra Partidului Liberal Democrat din Moldova, vicepreședinte. Aici, la PCE, eu sunt membra delegației naționale a Parlamentului Național. Referitor la întrebarea cu inițiativa pentru referendum, este o propunere pe care o consider una logică și care ne-ar permite, odată realizată, ne-ar permite să scoatem acel argument al unor partide care zic că cetățenii nu doresc să meargă pe calea integrării europene. Un referendum ar demonstra ce cu adevărat își doresc cetățenii. Deci este o propunere care urmează să o discutăm și să vedem cum o punem în aplicare. Și ultima întrebare, cu ce gânduri plecați de aici de fiecare dată de la PCE în Republica Moldova? Îmi doresc ca Republica Moldova să-și continue parcursul european, ca cetățenii din Republica Moldova să trăiască mai bine
Și pentru aceasta îmi doresc ca alegerile din noiembrie 2014 să finalizeze cu victoria partidelor de orientare liberal-democrată, ceea ce ar însemna cu siguranță continuarea parcursului european a Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu și vă doresc ca întotdeauna succese mari și aici la PCE și în Republica Moldova și pe tărâmul obștesc. Știu că sunteți un mare promotor al tinerilor talente. Mulțumesc și mi-a făcut plăcere să discutăm.